Un incendiu puternic a avut loc duminică seară în localitatea dulceană Sfântul Gheorghe. O tânără de 25 de ani împreună cu prietenul său s-au adăpostit de ploaie într-o baracă. Atunci băiatul a decis să facă focul, moment în care o scânteie a sărit pe fată. În doar o clipă, tot trupul ei a fost cuprins de flăcări. Avea o sobă, un godin. A aruncat el cu benzină să aprindă lemnele și a izbucnit flacăra. Iar atunci când a aruncat cu bidonul, a aruncat spre ea, a stropit-o, nu știm ce a fost acolo. El a ieșit pe ușa afară, da, din acea cabană și l-am întrebat dacă mai e cu cineva, nu putea să-mi spună că era în stare de șoc. Și apoi mi-am zis că mai este cu o fată, Mădălina, și am reușit să sting focul cu păturile ude, iar fata încet a venit și ea către ușă, a mai făcut un pas înăuntru și am scos-o afară. După ce a fost scoasă și fata din baracă, localnicii, șeful de post și asistenta din localitate le-au acordat primele îngrijiri medicale. Tânăra a ajuns la spitalul din Tulcea, de unde a fost transferată la Timișoara cu un elicopter. Mi s-a spus că tot se caută locuri. Apoi am primit un răspuns că s-a găsit-o mai la ora 3:30 după amiaza. S-a găsit un loc la Constanța. Elicopterul a decolat la ora 16. Două ore am fost anunțat că elicopterul nu se va mai duce la Timișoara și se va întoarce la Constanța. De ce? Nu știu. Apoi când am ajuns aici, a ajuns aici tocmai la ora 8 după amiază. 4 ore i-a stat în zbor degeaba. În drum spre Timișoara, medicii de aici au anunțat că au monitorul defect și nu au cum să se ocupe de tânără, așa că fata a fost transportată la Constanța. A plecat la Timișoara și am fost anunțați după o oră jumate că o aduce la Constanța. Nu ne întrebați ce a fost în sufletul nostru, că nu știam de ce. După ce ieri am așteptat o zi să găsească un loc, azi se repetă. E ceva, nu știu, urcat la cer ceva, așa ceva. Nu există un spital la o fată de 25 de ani. Noi dimineața am vorbit acum cu un doctor la Timișoara și ni s-a zis, domne, noi avem moluz în acest spital. Cum un elicopter să plece din Constanța la Tulcea și de la Tulcea către Timișoara și spitalul să fie în renovare? Nu s-a știut așa ceva? Actualmente pacienta este în stare gravă, prezintă 45 arsuri din suprafața corporeală, arsuri faciale, arsuri de căi aeriene superioare, ceea ce reprezintă element de gravitate foarte mare. Pacienta este intubată, instabilă hemodinamic, s-a intrat și aseară în sala de operație cu ea, s-a făcut toaletarea plăgilor, incizie de degajare. Medicii sunt în sală cu pacienta și fac eforturi pentru a o menține în viață. Cazul a ajuns și la urechile ministrului Sănătății Sorina Pintea. Am luat decizia personal să o trimitem în Belgia. Se fac acum formalitățile și fata va fi trimisă la Spitalul Militar din Bruxelles. Între timp, pacienta a fost transferată de la Spitalul Județean Constanța la un spital din București cu elicopterul SMURD.